Poiana Narciselor din Vada are parte de deschiderea oficială, care la fel ca în anii precedenți o să fie plină de voie bună. Evenimentul este programat duminică 24 mai, începând cu ora 12 când se dă startul festivalului Narciselor. Poiana este plină de flori care așteaptă să fie admirate și fotografiate. Primăria Comunei Șercaia a organizat o campanie amplă de ecologizare din fonduri europene pentru a reda strălucirea locului care atrage anual mii de turiști. Voi Vă invit duminică, pare un pic cam târziu, dar până acum am luat în calcul că a fost vegetația întârziată, acum avem valul acesta de căldură, oricum noi ca și primărie ne-am pregătit să vă arătăm ceva deosebit, adică să vă arătăm cum a fost cum au fost odată poenile cu narcise, pe o suprafață mai mică. Uh, Sperăm că în anii viitori să avem posibilitatea să ducem Poiana la dimensiunile ei. Deci duminică, după ora 12, într-un program pur folcloric, să ne simțim bine în zona aceea de mesteceni, din, de lângă Poianele cu Narcise, și să mergeți să admirați oamenii să vină, să participe, să vadă, să pozeze, îi rog numai să pozeze, că de restul mă îngrijesc eu, de perpetuarea seminței de narcisă. Pe scena amplasată în mijlocul naturii vor urca interpreți de muzică populară din țara Făgărașului și mulți dansatori talentați care vor încânta privirile oamenilor dornici de petrecere. Invitatul surpriză din acest an este Dumitru Fărcaș, care a dorit să ia parte la această sărbătoare. Avem ca invitat de onoare pe Dumitru Fărcaș e... Dumitru Fărcaș a mai fost într-un an tot la Poinile cu Narcise, i-a plăcut în mod deosebit, programul a făcut de așa natură, sau bunul Dumnezeu a făcut de așa natură, încât dânsul are un program prin Brașov, sâmbătă, și a zis, da, pot să-mi permit duminică să vin la poinele cu Narcise, și artiști din țara Făgărașului, ansambluri de copii din țara Făgărașului, dansuri, teatru, și mergem pe artiști locali și nimic mai mult, dar suficient să ne ofere o după-amiază plăcută. În consecință se anunță o zi minunată pentru toți oamenii care vor merge duminică în Poiana, care deja este un brand consacrat al țării făgărașului. Comercianții și-au obținut deja avizele necesare pentru a amplasa tarabele cu mâncăruri, băuturi și diferite obiecte de artizanat pentru toate gusturile.